frați români și frați în Domnul, din același Sfânt al Toi, binecuvântăm pe Domnul. Amin. Dumnezeu este cu noi. Amin. Tema noastră e cuvântul. Aleluia. Steagul nostru e Hristos. Amin. El e calea care duce spre Raiul Luminos. Aleluia. Rugăciunea îi fereastra spre Ierusalimul Nou, că și nădejdea și credința vin direct din Dumnezeu. Amin. Duhul Sfânt ne dă putere în numele lui Iisus ca să predicăm cuvântul și să ținem steagul sus. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl nostru Elohim, care ne-a gătit cetatea noului Ierusalim. Aleluia. Unde vor intra desigur și românii mântuiți cu mulțimea fără număr din necazuri izbăviți. Adunați cu toți aici de prin diferite state, vrem să răspândim lumina țărilor îndepărtate, vrem să punem temelia unui sfat frățesc și sfânt, să chemăm la rugăciune toți creștinii care sunt. Amin. Timpul a trecut și iată, anii au zburat, s-au dus. După spusele Scripturii, vine în curând Iisus. Amin. Continentele așteaptă mesagerii înarmați cu puterile Scripturii, oameni binecuvântați, ca să ducă vestea bună până în cel din urmă crâng, căci atâtea milioane încă gem și încă plâng. Ei doresc eliberarea din osândă și păcat și așteaptă mântuirea, așteaptă mesagerii cu acelui mandat. Ei așteaptă mântuirea prin Hristos cel răstignit, Domnul care pe Golgota pe Satan l-a biuit. De aceea, frați, în Domnul nu mai stăm nepăsători. Rugăciunea noastră astăzi fie pentru lucrători. Dumnezeu să aibă milă să îi îmbrace pe deplin pe cei care duc mesajul Dumnezeului Divin. Amin. Din cetate în cetate Duhul Sfânt să îi însoțească. Amin. Și pe ei, ca pe apostol, puterea să cerească. Amin. Ca să demonstrăm mulțimii că există Dumnezeu. Aleluia. Să-i salvăm din gheara morții și din cursa celui rău. Amin. În această bătălie trebuie puteri de sus. Rugăciunea, biruința noastră vine în numele lui Iisus. Aleluia. De aceea mâini curate ridicați în rugăciune. Aleluia. Ca să facă astăzi Domnul iarăși semne și minuni la porunca lui pescarii peste valuri cristaline să se întoarcă înspre malul cu corăbiile pline, să găsească alinarea cei bolnavi și cei trudiți și să zică: da, aceștia sunt creștinii mântuiți. Chipul lui Iisus să fie chipul nostru ca al lui, căci atunci ce joacă teatru sunt și printre noi destui. Lumea însă e sătulă de spectacole. Ei vor să le arătăm puterea Sfântului Mântuitor. Evanghelia curată, simplă de la început, i-a dat puteri de pline celor care au crezut. O asemenea făclie trebuie să înălțăm și pe oameni adevărul din Scripturi să învățăm. Să nu scoatem nicio iotă din mesajul sfânt ceresc și atenție sporită pentru cei ce tălmăcesc. Să strigăm în rugăciune ca Ilie pe Carmel, să trimită Domnul ploaie peste noul Israel. Amin. 10 zile ucenicii s-au rugat stăruitor. Unde este stăruința prin biserici? Fraților, unde e cealaltă armă? Postul care frânge port. Fără post și rugăciune, suntem adormiți și morți. Unde-i dragostea fierbinte și obrajii lăcrimați și credința ghețimați și adevărații frați? Domnul cere calitate. Amin. Să fim aur fără zbură. Amin. Să trăim și noi ce spunem oamenilor din Scriptură. Amin. Să nu încercăm să facem ucenici ca în vechiul templu, iar la urmă fie ai genii, fiindu-le un trist exemplu. Chiar dacă găsești cuvântul de a-i gândul necurat la lui Iisus, venire vei rămâne în păcat. Mulți preoți cu crucea în mână și mulți frați care vestesc vor ajunge în chinul veșnic dacă nu se pocăiesc. Roada firii răstignită, dacă vrem să fim eroi. Amin. Și să crească, să rodească roada Duhului din nou. Amin. Să nu fii numai scheletul pentru pildicul cel sfânt, iar când casa este gata să fie aruncat și frânt. Deci atenție sporită, frați, surori, pe drum în sus. Dacă vreți în raiul veșnic, fiți asemeni lui Iisus. Amin. Pentru vremea care este, care vine pe pământ,
Pune, Doamne, pretutindeni în biserică Duhul Sfânt. Amin. Ca să fim cu toți o turmă sub toiagul Tău de fier, gata de întâmpinare, gata de a zbura spre cer. Dă-ne Tu la toți veșmântul pentru nuntă pregătit, haina albă dimineață, Duhul cel făgăduit și uleiul în rezerve și la mijloc cingătoare și făcliile în mână, gata pentru întâmpinare. Redeșteaptă astăzi, Doamne, fiecare continent prin trimișii Tăi cu harul dat prin Noul Testament. Binecuvintează frații de la bordul de misiuni, amin, iar pe noi ca să ne punem și în post și în rugăciuni. Vrem să cucerim pământul, amin, să depunem mărturii, dacă nu va fi surprinsă, când la cer ne vei primi. Oricum, dar ținta noastră e să ne găsești lucrând, amin, și să spunem tuturora, Domnul vine în curând. Amin. Amin.